Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Recent, președinta moldoveană Maia Sandu a declarat că integrarea europeană a Republicii Moldova se va face în doi pași, adică ar urma să adere mai întâi Malul Drept, apoi regiunea transnistreană. Cât de mult influențează problema transnistreană drumul Republicii Moldova spre familia europeană? Cum evoluează lucrurile în dosarul transnistrean și ce strategii trebuie să aplice Chișinăul? Vom analiza în ceea ce urmează cu Alexandru Flenchea, director al Asociației Inițiativa pentru Pace, ex-vicepremier pentru reintegrare. Alexandru Flenchea, bine ați venit la Europa Liberă! Bună ziua, bine v-am găsit! Dumneavoastră, domnule Flenchea, ați fost în guvernul Chicu vreme de câteva luni vicepremier pentru reintegrare. Acum, din postura de observator, cum vi se pare că se mișcă lucrurile pe dosarul transnistrean? Politic vorbind, malurile Nistrului se apropie sau, dimpotrivă, se distanțează? Malurile Nistrului rămân acolo unde au fost și timp de secole și milenii. Important e ce se întâmplă la nivel de societate, ce se întâmplă la nivel de economie și, în ultimul rând, ce se întâmplă la nivel de instituții ale statului. Vedem, într-adevăr, pe de-o parte, o aparentă stagnare a procesului politic de discuții, ceea ce nu înseamnă că stagnează și restul. Observăm contacte regulate și rezultative. Chișinău și Tiraspol, sigur, prelungirea regulată, mai nou prelungirea pentru un termen de 14 luni a contractului de livrare a energiei electrice, toată epopeia prelungirii autorizațiilor de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița de Notă, evident, contacte regulate, discuții, negocieri care au loc nu neapărat pe platforme oficiale, ce nu neapărat este o problemă, dar... Totodată, la nivel de economie și de societate, vedem, de fapt, un grad foarte înalt de integrare a malului stâng în ceea ce înseamnă statul Republica Moldova. Fie că vorbim despre exporturile din zona transnistreană, de relații comerciale între cele două maluri, servicii publice prestate cetățenilor țării de pe malul stâng, servicii de sănătate, contacte culturale, sport, tot, de fapt, de mulți ani, regiunea transnistreană tot mai mult funcționează ca o parte componentă a Republicii Moldova. Bineînțeles că ceea ce trenează rămâne în urma acestui proces sunt aranjamentele politice și administrative. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe scurt OSCE, în Republica Moldova, își desfășoară activitatea pe ambele maluri ale Nistrului vreme de peste 3 decenii. Cum apreciați activitatea acestei organizații în Republica Moldova? Ce a făcut ea palpabil pentru reglementarea diferendului transnistrean în cele 3 decenii? Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este cea în cadrul căreia Republica Moldova ca și stat și-a asumat angajamentul de a rezolva acest conflict pe cale pașnică și la fel este numai cea organizație ale cărei 57 țări membre, an de an, timp de 3 decenii, cum ați zis, reconfirmă faptul că Republica Moldova este un stat integru pe ambele maluri ale Nistrului, în hotarele, așa cum le cunoaștem noi, cum le vedem pe orice hartă, și că trupele străine, cele ale Federației Ruse, care sunt pe teritoriul țării noastre, trebuie să plece. Asta este un cadru fundamental al acestui proces, cadru care nu a rămas decât să transpunem pe teren ceea ce se reconfirmă an de an la nivel de documente puse pe hârtie și aprobate unanim. Dar cumva așa doar la nivel de declarativ se cere retragerea și asta e tot. Evident că vrem mult mai mult decât decât situația reală pe teren. Întrebarea este ce facem noi ca realitatea pe care o vedem noi zi de zi, pe Nistru, dincolo de Nistru, să corespundă documentelor aprobate în cadrul OSCE-ului, pentru că până la urmă este vorba de țara noastră, până la urmă trăim așa cum ne facem noi viața și trebuie să înțelegem că problemele țării noastre nu ne le rezolvă nimeni altcineva decât noi înșine.
Există deja o claritate în ceea ce privește modalitatea în care Republica Moldova va parcurge calea spre Uniunea Europeană? După unele semnale dinspre Bruxelles, iată că și șeful statului moldovean, Maia Sandu, a spus recent la Radio Moldova cât se poate de limpede că integrarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană se va face în doi pași. Și bineînțeles că ne dorim și rezolvare politică a conflictului, dar nu putem să punem problema în felul în care Republica Moldova devine stat membru al Uniunii Europene doar după rezolvarea conflictului transnistrean, pentru că asta ar însemna să îi dăm Kremlinului drept de veto pe procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Lucrăm și pe problema rezolvării conflictului transnistrean, dar nu creăm din asta un impediment și, în primul rând, Bruxelles spune acest lucru, ceea ce este foarte important. Și, în al doilea rând, admitem că, în cel mai rău caz, vom face integrarea europeană în doi pași. În primul pas, malul drept și după aia malul stâng. Ar însemna cumva, domnule Flenchea, că Republica Moldova pune pauză pe reglementarea problemei transnistrene? Cum poți pune pauză ceva care are o dinamică proprie, care nu depinde de tine? Bineînțeles că lucrurile nu pot fi puse pe pauză. Toți cetățenii acestei țări, indiferent unde ar trăi, și toate comunitățile din țara noastră, indiferent unde s-ar afla, merită același destin. Și dacă țara în ansamblu merită să fie țară membra UE, înseamnă că și fiecare cetățean în parte merită să se bucure, să beneficieze de tot ceea ce aduce Uniunea Europeană, mai mult decât atât. Conaționalii noștri, cetățenii Republicii Moldova cu acte în regulă, de pe malul stâng al Nistrului, merită să trăiască în siguranță și într-un mediu de securitate. Merită să știi că nu vor fi închiși pentru că, de exemplu, arborează drapelul Ucrainei la balcon, cum e cazul lui Pleșcanov. Merită să știi că nu riscă să fie uciși din simplu motiv că sunt în opoziție și sunt vocali și nu închid gura atunci când le spune clar că trebuie să o închidă, așa cum a fost cazul lui Oleg Horjan. Nu în ultimul rând, toți noi, fiecare cetățean în parte, merită să trăim într-o țară în care nu este prezentă armata Federației Ruse și nu sunt prezente 20.000 de tone de muniție, inclusiv expirate, care pur și simplu prezintă pericol. Și în ultimul rând, cred că toți noi merităm să trăim într-o țară liberă de contrabandă și corupție. Contrabandă care și are originele în regiunea transnistreană și corupție care este alimentată timp de decenii de această contrabandă, de veniturile generate de această contrabandă. Dar care, după dumneavoastră, a fost factorul determinant în poziția Bruxellesului ca Republica Moldova să meargă spre UE fără regiunea estică? Nu există o asemenea poziție a Bruxellesului. Cred că veți face referire acum la declarația lui Borrell, care a făcut-o la Bulboaca în iunie acestui an. Ceea ce a zis până la urmă Bruxelles e că totul depinde de Moldova. Și cum hotărăște Moldova, așa probabil se va întâmpla. Să nu uităm că atunci când chestiunea privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi pusă pe masă, exact așa cum cu sufletul la gură, la sfârșitul săptămânii trecute așteptam decizia Consiliului, La fel, va fi vorba de decizia fiecărui din cele 27 sau câte ori fi la acel moment state membre ale Uniunii. Decizia va fi aprobată de fiecare țară în parte, nu de un oficial anume de la Bruxelles. După mine, riscurile legate de parcursul european al țării noastre vin din altă zonă. Pe termen mediu trebuie sau putem să ne așteptăm la instabilități și riscuri care ar putea să afecteze parcursul nostru european. Venite din ce direcție? Venite chiar de pe intern, venite chiar din cele probleme care se acumulează în interiorul zonei politice a Republicii Moldova. Guvernarea, partidul de guvernământ și președinta țării au livrat ceea ce și-au propus în primăvara anului trecut, atunci când au depus cerere de aderare. Și de fapt au livrat și au realizat mult mai mult decât au putut spera, nu că promite, în electorală. Da, spunând lucrurilor pe nume, nimeni nu se aștepta în electorală din 21 sau din 20, că am putea începe procesul de negocieri deja în anul 2024.
situația în care parcursul european este asociat cu o singură forță politică și în situația în care, la modul practic, în anii care vin, în următorul ciclu electoral, nu vor mai putea fi niciun fel de realizări de scara ținerii statutului de candidat, de scara, cum a fost decizia privind începerea negocierilor de aderare. Următoare realizare, într-un scenariu optimist, așa cum și-a propus președinta țării, ar putea să fie în 2030, atunci când Maia Sandu nu va mai putea să fie președinte. Suntem în situația în care parcursul european este vulnerabilizat și pus în dependență de reușitele guvernării pe cele domenii unde zic că sunt restanțe, reforma justiției și economiei. Și în situația în care sistemul nostru politic nu are o ofertă alternativă pe segmentul pro-european, de aici pe termen mediu, cred că deja cam într-un an am putea să resimțim efectele unei potențiale instabilități cauzate anume de această interdependență și această vulnerabilitate a parcursului pe care nimeni nu a intenționat să o creeze, dar am ajuns în situația în care am ajuns. Deficitul de oferte politice pe piața politică, dacă vreți, creează aceste riscuri. Când Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, una dintre reacțiile Tiraspolului a fost, dacă am parafraza-o, mergeți în Uniunea Europeană, dar fără Transnistria. Se știe că în regiunea separatistă sentimentele eurasiatice sunt pronunțate. Întrebarea e dacă și-ar dori locuit. De unde se știe? Cine a zis că sentimentele eurasiatice sunt pronunțate în zona Transnistria? Păi se vede Vitalie, cu ochiul neînarmat. Nu e adevărat. Cine a zis că mergeți fără noi? Vitalie Ignate, Vadim Krasnoselski? Insinuați cumva că acești indivizi pot vorbi în numele locuitorilor regiunii, că sunt reprezentativi, că urmăresc interesul oamenilor, celor 300.000 de cetățeni ai țării noastre care trăiesc în stânga. Din ce spuneți dumneavoastră, să înțeleg că locuitorii regiunii și-ar dori în perspectivă să devină cetățeni ai Uniunii Europene. Locuitorii regiunii sunt foarte diferiți. Societatea din stânga Nistru nu este monolită, este diversă, cum este și societatea aici malul drept, și e un lucru firesc. Unanimitate de opinii există în țări ca Coreea de Nord, nu cred că este un model de dezvoltare pentru țara noastră, nu? Deci e firesc. E greșit a zice că, uite, locuitorii regiunii transnistrene toți vor în Uniunea Euroasiatică sau toți vor în UE. Nu e adevărat. O majoritate covârșitoare, cu puține excepții, toți au acolo pașapoarte moldovenești. Deja de 9 ani cu pașaport moldovenesc pot călători liber și în UE. Credeți-mă că înțeleg foarte bine cum stau lucrurile, doar că, repet, precedentele gen Oleg Horjan, gen Pleșcanov și multe, multe, multe altele, inclusiv înseamnă că oamenii din stânga Nistru nu sunt liberi să se pronunțe și să ceară deschis ceea ce vor. Adică în situația în care apune la îndoială rolul pozitiv al așa numitelor forțe de pacificare din stânga Nistrului, constituie o infracțiune care se penalizează cu 7 ani de închisoare, evident că nimeni în stânga Nistru nu poate deschis critica și zice că noi vrem ca armata rusă să plece de aici, pentru că riscă pușcării. De asta și se întâmplă aceste lucruri, de asta și a fost executat, pentru că a fost o execuție Oleg Horjan. Ca și exemplu pentru toți ceilalți, pentru a ține sub control această zonă, oamenii, cetățenii noștri care trăiesc acolo. Asta este absolut greșit să zici că ei toți acolo vor să fie partea rusă. Nici măcar patronii companiei Șerif nu vor să fie partea rusă, pentru că și-ar pierde toate afacerile. Înțeleg foarte bine de unde vin banii, de unde vin veniturile lor. Acolo și-au proprietățile, au și în UE afaceri. Ceea ce îi avantajează pe ei și ceea ce speră ei să aibă e un status quo la nesfârșit, un conflict nerezolvat și 453 de kilometri de hotar cu Ucraina, care să-l controleze în continuare și care Ucraina să-l deschidă, gaz gratuit, spunând lucrurilor pe nume, furat de la compania Moldova Gaz în continuare, din care să aibă supraprofituri vânzând energie electrică pe malul drept. Asta e ceea ce vor ei. Iar oamenii sunt ținuți efectiv ostatici.
Unul dintre factorii care ține regiunea departe de procesele de integrare e prezența contingentului de militari ruși. În ce circumstanțe credeți că acesta ar putea fi retras din pretinsul stat transnistrean? De fapt, retragerea armatei ruse de pe teritoriul țării noastre s-ar putea să fie cea mai mică dintre probleme și în plan politic și în plan logistic. De ce? Ce reprezintă, de fapt, prezența militară rusă în țara noastră? 1500 de oameni, dintre care mai mult de 1400 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Sunt locuitori acestei regiuni care au pașapoarte rusești și majoritatea lor covârșitoare au și pașapoarte moldovenești și dacă nu le au în buzunar, sunt oricum cetățeni de drept și oricând le pot obține. De fapt, vorbim despre cetățenii țării noastre și plus 70 de ofițeri ai forțelor armate a Federației Ruse veniți din Federația Rusă. Deci, de fapt, am avea nevoie doar de un autobuz mai mare care se ducă direct la aeroportul din Chișinău și prin Istanbul să-i ducă acasă. Deci în momentul în care acest stat, Republica Moldova, care are obligația să-și protejeze toți cetățenii, indiferent unde ar trăi, ar veni cu ofertă pentru acești cetățeni și le-ar propune o alternativă, un alt job, ca și alternativă le-ar aminti ce spune legislația penală a Republicii Moldova, le-ar explica care sunt urmările, câți militari ar mai avea armata rusă în stânga Nistrului a doua zi. 70 de ofițeri ruși. Cam atât. Dar dacă între timp, ca răspuns la parcursul european al Republicii Moldova, fără regiunea estică, Rusia ar decide să recunoască independența Transnistriei, așa cum altminteri a procedat cu câteva regiuni din Ucraina, ce s-ar întâmpla? Cum ar trebui să reacționeze Chișinăul în această situație? Nu, în primul rând, Federația Rusă nu este la hotar cu Republica Moldova. Și acest lucru nu trebuie să se întâmple. În al doilea rând, regiunea transnistreană în sine nu prezintă o valoare pentru Federația Rusă. Niciuna simbolică, așa cum, de exemplu, este Ucraina pentru Federația Rusă, nici ca și teritoriu, ca și potențial economic sau militar. E o pârghie prin care Vladimir Putin încearcă să anuleze destrămarea Imperiului Sovietic, să-l refacă la loc, respectiv ceea ce trebuie să facem noi e să luăm pârghia asta din mâinile lui Vladimir Putin și să luăm țara noastră în mâinile noastre. Dar faptul că se pune frână vagonului transnistrean în drumul Moldovei spre gara Bruxelles nu ar însemna o izolare și mai puternică a regiunii transnistrene? Nu va cultiva oare și mai mult euroscepticismul acolo? Ultimul lucru de care au nevoie oamenii care efectiv controlează aceste regiuni, mă refer la patronii companiei Șerif, este izolare. Sunt oameni de afaceri, pragmatici, oameni conectați la procesele economice din zonă, oameni conectați la procesele politice din zonă și mai la est și mai la vest de regiunea transnistreană, oameni conectați la fluxuri financiare, la tot ce înseamnă sistem bancar, etc., etc., etc. Nu au nevoie de izolare, să nu confundăm retorica oficială venită de la Tiraspol. Așa zisă oficială. Da, din partea celor care pretind că reprezintă locuitorii regiunii. Să nu confundăm această retorică cu interesele adevărate ale patronilor companiei, respectiv patronilor acestei regiuni. Dacă admitem, și nu cred că putem admite, ca o parte a teritoriului suveran a țării noastre să fie controlată și guvernată de niște persoane fizice, indivizi impostori, lucrurile trebuie schimbate și lucrurile pot fi schimbate acum în situația care ne avantajează fără precedent. La întâlnirile pe care le-a avut în ultima perioadă liderul transnistrean Vadim Krasnoselski cu diversi diplomați occidentali, inclusiv cu ambasadorul american Kent Loxdon, dar și cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov, Tiraspolul s-a plâns că partea stângă este blocată economic de malul drept, că formatul de negocieri 5+2 nu este funcțional și că dialogul dintre cele două maluri stagnează. De ce insistă Tiraspolul, domnule Flenchea, pe repornirea unui format care, din cauza războiului Rusiei în Ucraina, nu poate fi pus în aplicare?
tocmai pentru că nu poate, respectiv, cum am spus, interesul primar al companiei șerif, al fațetei publice a companiei șerif, este păstrarea status quo-ului. Orice schimbare, orice dinamică și o schimbare a lucrurilor spre o mai mare integrare a regiunii în Republica Moldova, spre rezolvarea definitivă a acestui conflict, este contrar intereselor lor. Respectiv, orice poate stagna acest proces, orice discuție sterilă care se ocupe întreg spațiul de negocieri, astfel ne lăsând loc pentru discuții punctuale și negocieri orientate pe rezultat, sunt în avantajul lor. De asta și insistă, pentru că știu că asta este imposibil, respectiv atenția tuturor actorilor, sper ei, se întorc asupra unui subiect inexistent, nul, ca să nu zic nociv. Pentru că orice discuții despre 5 plus 2, despre oricare alt ipotetic format de negocieri în actuale condiții, nu ar însemna decât discuții despre discuții. Orice ce se cere pentru a rezolva acest conflict sunt acțiuni. Discuții pe intern, ce facem, cum rezolvăm, după care acțiuni, discuții cu partenerii noștri, discuții cu actori implicați, relevanți, interesați, relevanță în momentul în care vor să acționeze în sensul reîntregirii țării noastre, oricine vrea să se implice, să reîntregească țara, este aliatul nostru, fie că este din afara țării noastre sau este pe malul stâng, este aliatul nostru, chiar dacă și situativ trebuie să lucrăm cu el, deci, repet, acțiuni. În cel mai rău caz, discuții despre acțiuni. Nici cum discuții despre discuții. Este exact ceea ce vrea Tiraspol. Da, și retorica Tiraspolului se pliază oarecum pe cea a Moscovei, iar în contextul formatului de negocieri trebuie să amintim declarațiile șefului diplomației Rusiei, Sergei Lavrov, făcute la recenta reuniune ministerială a OSCE de la Skopje, potrivit cărora NATO și UE, citez, omoară formatul 5 plus 2. Ultima măsură rămasă din eforturile comune pentru reglementarea problemei transnistrene. Din punctul dumneavoastră de vedere, după terminarea războiului din Ucraina, ar mai putea exista premise pentru reanimarea formatului 5 plus 2, cealaltă formă de dialog pentru reglementarea diferendului transnistrian s-ar putea ivi? După ce se va termina războiul din Ucraina, noi trebuie să, dacă nu reușim până atunci să avem acest conflict rezolvat, iar țara noastră e reîntregită, noi deja trebuie să fim într-un plin proces de aplicare a politicilor și măsurilor de reintegrare a țării noastre. Dacă pornim pe premiza că o destieră în război și după asta vedem ce format avem, înseamnă că până atunci nu facem nimic. Noi nu putem să ne permitem luxul să punem lucrurile pe pauză și nu facem nimic în speranța că se va termina războiul, poate se va schimba ceva spre bine, poate cineva va rezolva această problemă pentru noi. Nu va rezolva. Atunci când războiul se va termina, înseamnă că în Europa va fi instaurată o nouă ordine politică și o nouă ordine de securitate. Și lucrurile vor fi bătute în cuie pentru încă decenii, până la un eventual nou război sau o altă catastrofă. Asta înseamnă că situația care va fi pe teren în acel moment va fi înghețată și noi vom rămâne din nou sau în continuare pentru decenii cu conflict înghețat, nerezolvat și cu dileme false despre aderarea la UE cu sau fără o parte suverană a teritoriului nostru. De cealaltă parte, cele două maluri ale Nistrului ajung la înțelegeri directe pe probleme energetice, așa cum ați menționat mai devreme, și mă refer întâi de toate la contractul de achiziție a curentului de la Mgres, care a fost prelungit până la sfârșitul anului 2024. Iată că actualul vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrean, spunea zilele trecute la postul public de televiziune că dacă pe negocieri lucrurile merg prost, pe dimensiune energetică există anumite progrese. Lucrurile merg prost,
în general și în procesul de negocieri inclusiv, nu ascundem acest lucru, că succese prea mari în procesul de negocieri nu sunt, dar iată că pe această filieră energetică sau pe anumite filiere concrete, punctuale, am reușit să obținem o înțelegere. Domnule Flechea, probabil cunoașteți bucătăria negocierilor cu Tiraspolul, felul în care se ajung la anumite decizii, cum, la modul practic, au loc acestea? Cine cu cine negociază, de fapt? Negocierile soldate cu succes și înțelegerile prelungite privind livrarea energiei electrice de la Engres pentru MAU drept sunt cea mai bună dovadă a faptului că noi nu avem nevoie de 5+2 sau vreun alt format ipotetic care ar urma să fie inventat. Formatele de negocieri nu există ca și scop în sine. Nu sunt decât un instrument. E nevoie de mediatori atunci când două părți nu se pot înțelege, nu își pot vorbi una altă într-un mod civilizat, nu pot discuta constructiv sau în general nu se pot întâlni fără ajutorul unor mediatori externi. Ori nu este cazul Chișinău și Tiraspol. În situația în care Chișinău și Tiraspol discută la direct, fără niciun fel de mediere și încheie înțelegeri, nu văd niciun motiv de ce nu ar putea exact așa, la direct, fără construcții internaționale artificiale, să agreze o formulă de rezolvare a acestui conflict. Vorbeam de bucătărie. Cine, la modul practic, negociază? Cum decurg aceste negocieri? Prin discuții directe, care aud, dacă mi-amintesc eu bine, au avut loc inclusiv la Varniță, într-o locație mai puțin convențională pentru procesul de negociere între Chișinău și Tiraspol, ceea ce din nou vine ca o dovadă a faptului că cele două părți, Chișinău și Tiraspol, sunt foarte flexibile și în sensul componenței delegațiilor de negociere și în sensul locației unde să se întâlnească. Nu au problemă să vină și pe malul drept, nu au problemă să vină și de la Tiraspol și într-o localitate mai mică, nu neapărat într-un sală de conferință. Atunci când există dorință, atunci când există un interes în comun, toată lumea devine pragmatică și urmărește rezultate, nu retorică. Domnule Flenchea, dar când negocierile vizează și interesele rusești, ca și în cazul curentului de la Engres, cum discută Chișinăul, direct cu Moscova sau prin intermediul Tiraspolului? Cum au loc aceste discuții? De ce să aibă loc cu Moscova? Ce credeți că Chișinău discută cu Moscova? Engresul e deținut de o companie rusească. Da, deținut. În primul rând să nu uităm că această pretinsă privatizare niciodată nu a fost recunoscută de statul Republica Moldova. Deci din perspectiva legii Republicii Moldova este o întreprindere de stat, proprietate publică. Da, preluată și controlul efectiv îl deține gigantul rus RAOS. Totodată, realitatea pe teren e așa că activele principale din regiunea transnistreană, centrala electrică, uzina metalurgică au fost efectiv transmise în gestiunea administrației, ca administrația regiunii să-și câștige bani pentru existență, așa cum știu, lucru care s-a întâmplat după 2014, după anexarea Crimeei, după Jocurile Olimpice de la Sochi și Campionatul Mondial la Fotbal, construcția podului din Kerch, adică toate aceste proiecte ambițioase care au lăsat Rusia efectiv fără bani prin care să financeze la direct. Iată, vă dăm undiță, pescuiți, câștigați bani, negociați cu moldoveni, vindeți-le energie electrică, lucru care și se întâmplă. Au existat... Dacă tot instat să vă zic cum și în ce format și știi, dacă nu m-ați întrebat direct, vă răspund eu direct, nici din experiența mea, nici din experiența mai nouă din câte cunosc eu, nu sunt lucruri discutate sau negociate de negociatorii șefi, vicepremierul de la noi sau Vitali Ignatiev din partea stângă a Nistrului. Au existat critici la adresa președintei Maia Sandu că refuză să se întâlnească cu liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski. Cum credeți, și șefa statului, dar și alți lideri politici de la Chișinău trebuie sau nu să aibă discuții directe cu reprezentanții Tiraspolului? O întâlnire a șefului statului Republica Moldova cu pretinsul lider al regiunii transnistrene poate să aibă loc într-un singur caz. Să fie semnat un acord
politic, de rezolvare definitivă a conflictului, de reîntregire a țării noastre, reintrare administrativă a regiunii în componență statului Republica Moldova. Pentru toate celelalte ocazii, pentru toate celelalte subiecte în discuții, există guvernul, există negociatorul șef, vicepremierul pentru reintegrare, există prim-ministrul, există administrația prezidențială, mai mult decât suficient ca și instituții, ca și atribuții și ca și personalități pentru a menține un dialog eficient între Chișinău și Tiraspol. Recent, reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Dorota Dlouhi-Suliga, a avut discuții separate cu reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului. În situația în care, așa cum ziceam, formatul 5+2 este blocat, deoarece doi dintre mediatori sunt părți beligerante într-un război, ar însemna cumva că Uniunea Europeană își propune să aibă o prezență mai vizibilă sau o implicare mai puternică în rezolvarea diferendului transnistrean? Are oare Uniunea Europeană ambiția să se transforme din observator în mediator? Să se transforme din observator într-un format inexistent în mediator într-un format inexistent. Nu cred că această dilemă stă acum pe agenda factorilor decizii de la Bruxelles. Uniunea Europeană deja este mult mai implicată decât acum 5 ani, 10 ani sau cu atât mai mult 15 ani. Uniunea Europeană deja este mult mai relevantă decât în trecut, are un interes sporit pentru rezolvarea acestui conflict, dar lucru care mereu trebuie să-l ținem în minte e că nimeni nu poate face acest lucru în locul nostru. UE nu rezolvă conflicte străine, dacă vreți, acordă tot sprijinul, suportul, dar iarăși nu poate inventa UE care ar fi ajutorul pe care să ne-l ofere. Noi suntem cei care trebuie să formulăm clar obiectivele și necesitățile noastre, inclusiv în materie de asistență și sprijin din partea UE. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că lucrează la elaborarea unui plan de reintegrare a celor două maluri. Ce ar trebui să conțină documentul, ținând cont de acest dans în doi pași a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, anunțat de Maia Sandu? Propuneți să comentez dansul care eu am recunoscut chiar din startul acestei discuții, că nu cred că poate fi dansat. Orice plan de rezolvare a acestui conflict, indiferent de formula politică care va fi aplicată într-un final, indiferent de statutul regiunii transnistrene în componența viitorului stat reintegrat, trebuie să răspundă la un șir de întrebări. Și în primul rând vorbim despre tranziție de la actuală stare de lipsa controlului constituțional al Republicii Moldova spre acele zone, la o altă stare, la o stare de normalitate în care Republica Moldova este un stat integru, iar regiunea transnistreană și oamenii care trăiesc acolo sunt Republica Moldova. Asta înseamnă tot setul de măsuri. Ce faci cu pensionari, bugetari, ce faci cu servicii publice, ce faci cu asigurarea ordinii publice și a ordinii de drept, cine să o asigure, ce faci în educație, cum asiguri tranziția, repede, de la actuală situație care ei învață efectiv istoria Federației Ruse din manuale aduse chiar și recent din Federația Rusă, cum asiguri tranziția, cum peste noapte schimbi toate manualele și de unde ei profesori să învețe copiii noștri, cetățenii noștri, o altfel de istorie adevărată sau pentru o perioadă de tranziție tolerează aceste manuale de istorie din Federația Rusă din simplu motiv că nu ai alternativă, nu ai suficient. Deci procese dificile și de durată. Procese dificile de durată, cum să asiguri situația în care pe tot teritoriul țării noastre se circulă liber o singură valută, leul moldovenesc, cum asiguri tot setul de măsuri pentru prevenția spălării de bani, a corupției, a justiție, ce faci cu deținuții din stânga Nistrului. Deci, un șir lung de întrebări și probleme foarte practice, autoritățile trebuie din timp să aibă un plan și să știe exact răspunsurile la aceste întrebări, pentru că
rezolvarea conflictului și reintegrarea țării e mult mai mult decât doar semnarea unui plan politic. Și se gândesc autoritățile de la Chișinău la ceea ce ați spus acum? Se gândesc. Dacă ați face o prognoză în situația în care peste 7 ani, în cel mai optimist scenariu, Republica Moldova va deveni parte a Uniunii Europene, câți ani vor mai trebui să treacă pentru ca regiunea transnistreană să revină în componența Republicii Moldova și să devină respectiv partea familiei europene? Slăbiciunea țării noastre, în mare parte, este în dimensiunea noastră, suntem o țară foarte mică, dar totodată dimensiunea acestei țări este și partea puternică a noastră. Pentru că într-o țară atât de mică, lucrurile pot fi schimbate spre bine sau spre rău, într-un timp restrâns și cu un minim de resurse, bine, relativ, raportat la scara țărilor, precum e Ucraina, de exemplu, unde lucrurile nu se rezolvă atât de simplu și atât de repede. Respectiv, această țară poate fi schimbată la față într-un termen foarte scurt de 4-5 ani. Dacă cei 6-7 ani rămași până terminul anunțat de 2030, sau propus mai curând decât anunțat, de 2030, când am vrea să fim parte a Uniunii Europene, depinde în primul rând și aproape exclusiv de noi. Bineînțeles, de sprijinul partenerilor, pentru că chiar și cele resurse modeste despre care am vorbit noi nu le avem, dar ca să ai sprijin și ajutor trebuie să tu să fii cel care acționează, care face lucruri, știe exact ce face, are un plan, lucrează și atunci poți cere ajutorul partenerilor, nu poți cere ca partenerii să facă lucruri în locul tău. Încă mai există clișeul potrivit căruia cheie de la rezolvarea diferendului transnistrian s-ar afla la Moscova, reieșind din noile împrejurări geopolitice, acum la cine este această cheie? La Moscova se află cheia perpetuării stării actuale de un conflict nerezolvat și înghețat și de o țară dezbinată. Nu are Moscova niciun fel de cheie de rezolvare a acestui conflict pentru că nu are interesul să-l rezolve. Cheia este la noi și la Cata aici, pe loc, în țara noastră. În special acum, după începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în perioada de transformări geopolitice în plină desfășurare, noi avem toate oportunitățile și avem potențialul necesar pentru rezolvarea acestui conflict. Oportunități care nu vor mai exista după ce se va încheia acest război și indiferent de rezultatul acestui război. Alexandru Flenche, mulțumesc pentru această discuție. Cu drag. Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la 2 săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.